Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendentul, nod în Gemeni. O etalare care deja începe să vorbească. În timp ce am amestecat setul de cărți pe care îl voi folosi la voi, a sărit în mod special a vrut să iasă la suprafață asul, să iasă, da, asul de bâte și asul de cupe. Doi ași, foarte frumoși, dar au venit invers. Este o pasiune și o dragoste în același timp, de care se pare că vă este frică, fier, a apărut frica. Sunt multiple mesaje. Din cauza fricii nu puteți manifesta încredere. Din cauza fricii nu vă puteți vindeca. Trebuie să vă vindecați de niște lucruri și, în primul rând, de frică. A venit această carte ca și energie specială. Întâmplător, luna trecută am citit la voi nu știu, filmarea a fost invers, da? Am anticipat un turn. Nu mai știu dacă a apărut. Da. Dar ideea este că sunteți între două lumi, sunteți pe margine. Că tot a fost acum portalul 4 a 4-a. Sper ca evenimentele care vin să vă cheme înspre o zonă de lumină, înspre o zonă plină de culoare, de dragoste și de pasiune. Nu să stați în zona în care nu aveți pasiune și nu aveți dragoste. Nu să stați în frică. Nu să vă gândiți că ce o să vină, o să vină războiul, că o să vină criză. Nu, nu vă mai gândiți la așa ceva. Nu vă mai gândiți la așa ceva. Gândiți-vă cum vă puteți face viața voastră mai frumoasă prin ceea ce faceți. Trăiți în moment. Nu zic să nu vă faceți planuri, dar trăiți în moment. Respirați bucurie, dragoste, culoare, primăvară și credință. Cartea asta, Hiena îi spune, mi-aduce aminte de balanță, într-un fel sau altul. Dacă ați experimentat situații neplăcute, pentru că toți experimentăm, ieșiți din amintirile acelea, eu știu cum or fi, și reechilibrați-vă. Sunteți undeva la pragul între două lumi. Depinde de voi. Depinde foarte mult de voi. La capătul setului de cărți aveți 29 loialitate sau cu corul cu coroană roșie. Cu corul cu coroană roșie în cultura asiatică reprezintă transformare, un soi de phoenix. Trebuie să vă transformați. 2 și cu 9, interesant că vorbeam de balanță. 2 și cu 9 înseamnă 11, 11 asociat justiției. Și sub 29 apare 1. 11, 1, da? Echilibrați-vă ca să puteți manifesta în pace, autenticitate. Și 17, stea, vindecare. Vindecarea voastră e... Sper că se manifestă. Pentru că asul de cupe care reprezintă și vindecare, este invers. Asul de bâte care reprezintă și chef de viață și încredere, este invers. Posibil unul dintre voi să refuzați o pasiune și o dragoste. Ah, iar dau cu picioare niște culori pe care le-am sumasă. Din cauza fricii. Că ați experimentat situații neplăcute și nu mai aveți încredere. Interesant, la capătul setului de cărți, 5 de bâte, conflicte. Ați vrea să mergeți spre steaua aia despre care am vorbit. Dar, da, or fi situați, trebuie să vă luptați, da, trebuie să vă luptați. Dar cred că cea mai mare luptă este în voi. Ia uite, Marea Preoteasă și 10 de spade și 10 de monede. Și ce mai este? Ah, și eremitul. Trebuie să analizați niște relații care țin de familie, de moștenire, de genealogie, pe de-o parte. Dar trebuie să le analizați altfel, nu rațional, ci spiritual, intuitiv. Eventual cineva a plecat din viața voastră sau voi vreți să plecați din viața cuiva pentru că nu mai suportați. Niște secrete, niște tăceri, niște lucruri ascunse, vă și luna. O așteptare asta a apărut mai devreme în timp ce amestecam. Așteptarea asta, tot încerca să creșteți ceva, ia uitați, e pomul ăsta care vreți, poate unii dintre voi sau poate alții în relație cu voi, voi știți unde sunteți, da?
E o așteptare. Tot ați încercat să investiți în ceva și nu crește. Nu crește. Și v-ați pierdut și credința și pasiunea și emoțiile inițiale. Interesant. Apa asta de care are nevoie pomul. S-a dus. Căldura, lumina de care are nevoie pomul ca să crească. S-a dus. Într-o relație, eventual, de familie, într-un job. Dar cred că totuși ține de familie. Și nu mă fixez musai doar pe căsătorie. Poate să fie și... O relație cu părinții, cu frații, cu, eu știu, rudele. Dar, totuși, e acolo o problemă. Ați vrea să mergeți, să lăsați lucrurile în urmă, dar știți că trebuie să vă luptați pe ea. Asta e, trebuie să te lupți pentru ce e frumos. Nu vine așa frumosul chiar. Oricum. Și lupta este în a lua această decizie, că faetonul ia o decizie ca să meargă înspre stea. După faeton urmează puterea, înseamnă, da, multe experiențe care vă transformă. Și faetonul lasă în urmă 6. Momentul acela de decizii, care îl reprezentați voi. Hai să vedem. Sau cineva și-a pierdut pasiunea și atracția față de voi și va părăsi, posibil și asta, voi știți. Prea multă așteptare, așteptați să se manifeste ceva și s-a manifestat frică. Dezamăgire. N-am văzut 3 de spade, dar probabil că o să apară la un moment dat, sau voi știți altfel. De ce ar fi așa ars e acest element. O fi fost pasiune cândva, da? Asta vine de la soare, pasiune, dar fără emoții. Probabil că unii dintre voi ați trăit pasiune arzătoare în preajma cuiva, dar fără emoții, fără spiritualitate, cum să crească? Și aici e soare, dar e și apă. Da? Sunt cele două elemente prin care se manifestă creația divină. Focul și apa. Și apa. Și apa. Lucru despre care citesc acum, de câteva zile am găsit o carte fenomenală. Și sper să vă povestesc și vouă când termin etalele pe zodii. O dată, gemeni, de 2 ori, de 3 ori. Soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în gemeni. Ia uite, 7 de bâte. Trebuie să învățați să puneți granițe personale și să vă creați lumea aceasta frumoasă în jurul vostru. Eventual. Sau poate cineva vă blochează. Și se închide într-o lume frumoasă pentru că ai experimentat, nu știu, ceva, ai experimentat. Eu nici nu mai știu cum am tăiat. Hai să le lăsăm așa. Așa au venit, așa. În trecut, cavalerul de cupe. 10 de bute. Și diavolul. În prezent, 10 de spade. Regina de bâte. Și 4 de cupe. În viitor, să zicem, 2 de cupe. Marea preoteasă, frumos. Și spânzurat. O, ce frumos, spânzuratul și steaua. Și magicianul. Și asul de cupe, Doamne ajută. Da. Faceți alegerea care trebuie în viitor. Veți lăsa stresul. Sau poate că deja începe să lăsați stresul. Dar va fi un moment în care vă hotărâți să mergeți înspre oamenii care vă umplu sufletul de bucurie și probabil, da, schimbați stresul, frica. De fapt, frica e reprezentată de 5 de spade aici. Da? Eventual, dacă voi plecați dintr-o zonă toxică, rămân ceilalți cu durerile de cap. Însă, e ceva de lucru.
pentru a manifesta această dragoste predestinată, pentru a manifesta vindecare și destinul vostru adevărat. Pentru asta trebuie să vă conectați la intuiție, să fiți atenți la visurile voastre, eventual să lucrați un pic cu ce aveți voi în casa peștilor. Asta depinde de ascendent, de ce aveți voi. Pentru că ultimele cărți marchează foarte mult elemente care țin de zodia peștilor. Și nu zic musai că aveți de a face cu un pește, musai, sau cu cineva care are marcaj acolo, dar e vorba în primul rând de marcajele voastre. Acolo trebuie să ascultați visurile, intuiția, chemarea lui Dumnezeu, în fine. În trecut, un romantic, poate ați fost un romantic, sau ați simțit romanță, drag față de cineva, însă posibil din cauza unor responsabilități, 10 de bâte, a unei distanțe, poate chiar a unor adicții, frici în primul rând, că dacă sunteți într-o relație, dacă aveți un anumit job, cum puteți să faceți față acestei romanțe? Acestei atracții. Și din cauza fricii și din cauza hiperpasiunii pentru această romanță, e o hiperpasiune a 10 de bâte, v-ați simțit așa apăsați de această atracție, de această dragoste, de acest suflet, de un anumit suflet. Din cauza fricii, cred că celălalt a plecat. Cine o fi plecat, voi știți, poate voi vreți să plecați, dar eu cred că cineva a plecat din viața voastră. 10 de spade. A plecat ca să-și regăsească încrederea. Asul de spade, de bâte, interesant că aveți spade. Asul de bâte pe care l-am văzut mai devreme, invers. Cine a plecat, a plecat să-și descopere lumina, să-și manifeste lumina. Și cine a rămas pe gânduri. Că sunteți voi pe gânduri și meditați la faptul că ați pierdut o ocazie cu un personaj special, da? Ia uitați, romanță, regina de bute. Eu nu mă refer la zodii, dragii mei. E un personaj care v-a adus bucurie, v-a adus lumină în suflet. Și aduce în continuare. Și nu doar vouă, aduce și altora. Înconjurat de lumini, de suflet, de multe suflete. În acest moment, unii dintre voi simțiți, eventual și ei simt că sunt multă de tristețe în această poveste. Interesant, iar apare un pom. Cu alte cuvinte, nu s-a manifestat creșterea între voi și cineva. Din cauza fricii. Frica. Poate să fie și orgoliu, poate să fie și obsesia pentru bani, poate să fie și adicții, poate să fie multe. Dar în primul și în primul rând e frica, pentru că diavolul înseamnă ego. Și cu această carte, clar că trebuie să înțelegem că ăsta este light motivul acestei povești. Interesant că central regina de bâte sugerează încredere în ea. Dacă lăsați frica în urmă, dacă voi, că aici semn de, nu semn, este vibrație, să-mi aleg cuvintele, este vibrație de aer. Dacă voi lăsați în urmă frica, lăsați în urmă relațiile adictive pentru, eu știu, poate să fie căsătorie, poate să fie aventuri cu cavalerul de cupe și diavolul, pot să fie obsesii pentru bani, pentru job, da? Și iaca apare dragostea când voi sunteți concentrați pe bani. Să zic, dau exemple. Dacă voi lăsați de 10 de spade, lasă sentimentul de trădare și de frică în urmă, mergeți, dragii mei, înspre regăsirea focului interior. Și nu doar, învățați să selectați. 4 de cupe învață să selecteze. Să selectați pe viitor. Ce am zis mai devreme? Posibil cineva v-a consumat foarte mult energia.
Și din cauza asta ați rămas cu acest sentiment că lucrurile nu pot să crească și cu alte persoane. Ați rămas cu o frică. Și totuși în viitor apare un suflet pereche. Poate să fie acesta sau poate să fie altul. Ar putea să fie o împăcare sau ar putea să fie o redirecționare către un suflet pereche care vă ține de mână și cu care mergeți înspre destinul vostru, înspre stea. Dar pentru asta, într-adevăr, trebuie să faceți sacrificii și în primul rând trebuie să vă ascultați intuiția. La capătul setului de cărți, iar energii care țin de reținere, temperanță și șapte de bâte. Temperanța e singura care vindecă această frică, acest diavol, tentații, obsesii, adicții. Temperanța fiind echilibrul între apă și foc. Apă și foc. Dar am zis aici, apă și foc prin care puteți crea. Temperanța, ca și Marea Preoteasă, ca și spânzuratul, sunt cărți foarte spirituale. Trebuie să vă regăsiți energia, dar pentru asta trebuie să vă izolați un pic de ceva. Eventual, poate, pentru că voi știți ce se întâmplă în viața voastră, cine pleacă să-și caute această lume interioară în care să se vindece de o experiență, aș spune, devastatoare, adictivă. Dar trebuie să ieșiți. Iar. Poate a fost o încurcătură de situație. Zic așa mai delicat. Voi știți ce ar putea să însemne această încurcătură, da? Dar cred că și în primul rând este programarea mentală a unora. Așa au fost educați, așa s-au obișnuit, însă se dorește renașterea. Am vorbit de dragoste. Sunt două cărți care reprezintă renașterea și apăreți voi aici, într-un fel sau altă, deși nu-mi place să fixez îndrăgostiții doar pe gemeni. Apare o dragoste. În primul și în primul rând apare un suflet pereche care v-a fost, eventual vă este, în preajmă ca să vă vindece și să vă trezească. Să vă vindece de fricile din trecut. Totuși, hai să mai și clarificăm. Clarificăm 10 de bâte pentru gemeni. Opt de cupe. Și 5 de cupe. Și moartea. Și tăcerea. Remitul. Au fost tăceri. Au fost dureri. Separări care au adus multe lacrimi, regrete. Clarifică și cavalerul de cupe. Se cere. Până să apară, eu simt că acest cavaler de cupe, bărbat, femeie, nu contează, o energie frumoasă, romantică, a intrat în viața voastră cu sufletul deschis, plin de optimism. Și la un moment dat, probabil că responsabilitățile voastre, viața voastră, poate căsătorie, job, ce-o fi fost, distanță, au devenit prea apăsătoare în această în acest potențial, să-i spun. Și atunci, cavalerul a aplicat, bărbat, femeie, nu contează. A aplicat înspre soare să-și regăsească, nu știu, da, asta de bute, a fost o pasiune, regina de cupe, da?
Deci a venit dragostea și pasiunea în viața voastră. Și voi ați simțit. Ia, clarificăm cavalerul de cupe. Ar putea să fie o... extraordinar. 10 de cupe. O persoană lângă care ați fost foarte fericiți. Foarte fericiți. Super. Super. Dar, ori probabil un semn de foc a apărut între voi, o repet, niște responsabilități, familie, nu știu, părinți, casă, job, da? Între voi s-a infiltrat această energie. Interesant, aici vorbim de foarte mult foc și de apă puțină, pentru că la 8 de cupe te eliberezi de cupele care erau de fapt goale. De fapt, asta reprezintă frica. Poate, pentru unii, această dragoste a fost atât de intensă încât ați încercat să vă detașați emoțional. Mai dau niște mesaje diferite. Ați încercat unul dintre voi să se detașeze emoțional și n-ați mai hrănit cu apă terenul, deși era pasiune, da? Cum am zis mai devreme. Și s-a ars. S-a ars. Dar eu cred că sunt două situații interesante, trecere de... Ia uite, da, e chestiune de familie, de responsabilități. Marele preot. Distanță, despre care am vorbit, marele preot și regele de monede. Că este job, că e căsătorie, e acolo o chestiune. Și din cauza acestor lucruri, aș spune că voi, poate că e altcineva. Din cauza acestor lucruri, ați simțit că această dragoste e prea intensă și n-ați mai hrănit-o emoțional, unul dintre voi. Clarificăm diavolul. Clarificăm diavolul. Nu-s multe. Clarificăm diavolul. Și repet, nu vreau să mă fixez pe zodii, dar văd aspecte care țin de casa, dragii mei, neapărat zodie, de casa peștilor, de casa a 12-a necunoscutului, a lucrurilor ascunse și de zodia peștilor în ce sens? În sensul că toți avem toate cele 12 zodii în harta natală. Și la fiecare se așează într-un anume fel. Poate casa peștilor este pe carieră dacă aveți ascendent, da? În gemeni. Poate e în altă poziție. Casa sănătății. Poate e în altă poziție. În sensul ăsta. La asta mă refer. Nu săriți în sus, că nu mă refer musai la cineva din zodia peștilor. Deși, pentru unii, e posibil. Diavolul. Clarificăm diavolul. Ia uite, frică! Frică. 8 de spade și cavalerul de bâte. Frică. Și interesant că la 8 de spade se uită într-o oglindă. Oglinda reprezintă apa. Proiectează. Aici este frica. Proiectează emoții negative. Nu, nu, lasă. Mă bucur de pasiune, de foc, de foc, de aventură. Sau de alte, eu știu, chestiuni. Care țin de foc, voi știți ce reprezintă acest foc în viața voastră. Mă simt bine, călătoresc, dar nu investesc emoțional. Și aici este lipsa apei a dus la această dezamăgire a cuiva. La această combustie, să zic. Ardere, da? Ia uite. Și acum? Bine, acum. Atunci, da. Ia uite. Frica de dragoste. Regina de cupe, 9 de spade, 7 de spade. Cineva nu a spus. Nici n-a povestit. Poate că voi. 4 de spade. Stă rănit, rănită, în culcușul său și nu spune nici că este frică. Nu spune că asta face 7 de spade. Ascunde. Sau fugi. Sunt mai multe interpretări, da?
Nu spune nici că e frică, nici că își face griji, nici că simte, nici că simte, nici că își dorește o chestie stabilă, că are nevoie de susținere financiară. Nu spune nimic. 10 de spade a fost clarificat de valetul de pute. În prezent, valetul de pute reprezintă comunicare. Dacă cineva a plecat, pentru că s-a simțit trădat în această poveste, în acest potențial interesant că este sub 10 de cupe și urmează 2 de cupe, e cam cazul să se comunice. Să se comunice într-o manifestare. Îmi place cuvântul ăsta. Într-o, da? Odată comunicarea se va manifesta și vindecarea. Sunt două cărți, magicianul, da? Magicianul care înseamnă cuvântare, exprimare și a speranțelor și a iubirii. Ambele și asul de cupe și steaua reprezintă vindecare. Poate unii dintre voi, deși nu-mi place să zic chestia asta, aveți de ales între cineva cu marcaj în semn de apă și marcaj în semnul vărsătorului. Dar, repet, am dat așa, sunt multe zodii aici, cele trei cărți asta sugerează. Da? Dar, repet, nu-mi place deloc să fac chestia asta pentru că pentru unii e posibil, pentru alții nu e posibil. Da? Deci o comunicare care, dacă se face corect, creează această nouă lume. E un cerc aici, este un vârtej energetic. Și se poate, ia uite, oferi dragostea care n-a fost oferită, care a fost ținută. Ținută în secret, că asta face regele de cupe. Ține în secret regina de cupe, exprimă. Regele de cupe nu mai exprimă. Nu exprimă pentru că are inima frântă, pentru că e confuz. Pentru că frig, fuge, da, fuge de visurile sale. Și fugind de visurile sale într-o lume rațională, își ține inima în aceste funii. Nu se vindecă. Dar ce vindecă inima dacă nu dragoste? Nu gândurile, deși merg mână în mână. Gândurile manifestă emoțiile. Nu poți să ai gânduri negative și emoții pozitive. Este absurd. De-aia am spus, aer cu apă merg mână în mână. Conceptual și poate și relațional într-un fel sau altul. Dacă sunt doi oameni înțelepți. Dacă sunt înțelepți, dacă nu. Asta e. Deci, se poate manifesta, iniția echilibru, reciprocitate. Se poate. Încă se mai poate, eventual. Încă. Clarificăm regina de pute. Și nu e vorba doar de comunicare, e vorba și de inițiere. Regina de Buta se pare că a fost clarificată cu 3 de cupe, 10 de monede și valetul de monede. Interesant, dacă vă simțiți trădați, unii dintre voi, ați avut o relație de lungă durată sau aveți pe cineva acasă, repet, rudă, și vă simțiți trădați pentru că există sentimentul de trădare, acel personaj să fi căutat, să fi... Dau exemplu, să fi luat bani de acasă și să-și deschidă o afacere, să... Da, o afacere, o chestie, sau să-i consume cu prietenii, sau să... Dau exemple. Nu musai de trădare sentimentală, sexuală, da? Deși e posibil și asta. Dacă ați experimentat așa ceva unii dintre voi și vă simțiți trădați, dragii mei, mergeți. Înainte cu încredere. Învățați să selectați și după cum arată cărțile, mesajele rămân, chiar dacă acum se complică,
veni cu o nuanță, după cum arată cărțile, există posibilitatea să vă vindecați. Dacă vă păstrați sufletul deschis, dacă știți să manifestați dragoste. Da, se pare că aici este o chestiune. Poate că ești un copil. Valeții reprezintă și copii. 5 de bute, conflicte. Și iar apare faietonul și distanță. Bine. Clarificăm 4 de cupe. Uite, asul de spade. Și 5 de bute. 4 de cupe. Nu mai simțiți regrete. Treziți-vă la realitate. Găsiți-vă adevărul. Găsiți-vă încrederea. Și chiar dacă sunt conflicte, sau înțelegeți că ați experimentat unii dintre voi, sau, eu știu, nu cred că... Eu acum vorbesc totuși pentru cei care au marcaj în gemeni. Nu mă interesează alte zodii în relație cu gemenii. Hai să vorbim din perspectiva gemenilor. Și acum, cum țin cu gemenii? Că sunteți ascendenți, că sunteți lună, că sunteți venusieni cu gemeni, da? Sau chiar gemeni? Țin cu voi, că e reetalarea voastră, nu? Dacă vă simțiți supărați, dezamăgiți, plictisiți, obosiți, 4 de cupe, deprimați, da? Cu 4 de cupe și 9 de, și 10 de spade, da? Dar iar văd între voi și alt personaj care ar fi vrut să creeze ceva cu voi, sensibil, sentimental, romantic, nu zic musa e semn de apă, nu, sensibil, sentimental, romantic. A intervenit, am zis, semnul de foc, într-o formă sau alta. Semnul, nu neapărat zodia. A intervenit personajul care creează combustia în jurul său. Așa vine numai. Și aici este trezirea cuiva. Ori a celor de aici cu care ați fost fericiți, ora voastră. Poate voi vă dați seama, am pierdut fericirea asta pentru că m-am dus într-o zonă în care am trei conflicte. Cavalerul de bute, regina de bute, 5 de bute. Și iar, repet, pentru că trebuie să repet, dacă simțiți că etalarea e invers, e ok, dar sunt gemeni și trebuie să țin cu gemenii. Și aici este trezirea, da? Că vreți ceva nou. Asta, asul de spade. Și e drăguț că aveți un as și aveți un valet de bute. Ambele reprezintă inițiere, trezire. Da, dacă au fost conflicte, măcar să știți pentru ce sunt conflicte, măcar să știți pentru ce vă luptați. Pentru ce vă luptați? Pentru un nou început. Aici este trezirea. Ia uite trezirea cum vine. Da? 9 de cupe. Pentru stimă, pentru relații. În primul rând, vă luptați să vă recâștigați respectul față de voi, dacă sunteți voi cei dezamăgiți. Fericirea cu voi înșivă, creșterea spirituală. Da? Asta este noul început. Și de fapt, asta, ia uitați ce marchează, transformarea voastră și atracția femeii divine sau atracția abundenței. Abundența e aici, ia uitați-o. Până la femeia divină, până la perechea voastră ideală, atrageți în primul rând dragoste, respect față de voi și creați această lume deosebită, pentru că se poate. Da, e, ia uite, e turn, e separare. Clarificăm 2 de cupe în viitor pentru gemenuți și gemenuțe. Doi de cupe, te rog frumos. 8 de bute, interesant. Apare ori la distanță, ori online, un suflet pereche cu care comunicați și vă inspiră. Interesant. Da, mergeți înspre persoanele care vă creează stabilitate. Care vă oferă stabilitate. Și nu doar înspre oameni care oferă stabilitate, bărbat, femeie, nu contează, care sunt creativi, care își cunosc valoarea, pentru că ei cunoscându-și valoarea, nu se duc aiurea, nu se poartă aiurea, pentru că sunt onorabili, dar nici nu acceptă compromisuri. Și stând în preajma lor,
Învățați să vă găsiți și voi echilibru, stabilitatea. Dar ce mai văd? Mai văd ceva. Mai văd ceva. Da. Plăcați oamenii care nu pot să decide sau dacă voi nu știți să decideți. Totuși, doi de spade ține mai mult de balanță, de balanță decât de gemeni. Da, decizia cea mai importantă este să blocați oamenii care v-au trădat, care nu s-au purtat așa cum ați fi vrut. Mai, unii aveți nevoie de... Dar nu mă interesează, depinde și de gradul de unde aveți voi planetele în gemeni, dar unii aveți nevoie de stabilitate. Eu știu gemeni care au nevoie de stabilitate. Și cine comentează să rămână cu comentariile. Ar putea să fie într-un mod neașteptat. Ia să mai dăm o dată pe acest 8 de bâte. Am zis că e mai scurtă. 8 de bâte, repede, repede, repede în viitor. Da. Aveți de ales, va trebui să alegeți între a încheia un capitol cu cei care n-ați putut să manifestați ce v-ați dorit, până la urmă toată lumea își dorește fericirea, și să alegeți să mergeți înainte, înspre oameni, colaborări fructuoase, benefice, oameni care vă înțeleg, care vă țin de mână, care, cu care fuzionați. Clarificăm Marea Preoteasă, fuga, pentru gemenuți, gemenuțe. Asta este intuiția voastră, asta este creșterea voastră spirituală. Eventual cineva vă inspiră în această direcție. Pentru că văd aici roz, interesant, văd aici roz și aici la 8 de bâte tot roz. Probabil că aici este un suflet pereche cu care comunicați telepatic și vă ajută să alegeți o nouă lume. Să manifestați o nouă lume. Marea Preoteasă. Oh, sunt multe. Prea multe. Hai, fuguță. Probabil că și visați. Cu Marea Preoteasă și Spânzuratul. Veți visa, aveți avea visuri clar. Opa, regele de cupe. Aici este. Ascultați-vă intuiția. Ascultați-vă sufletul. Aici este, mergeți înspre oameni lângă care vă simțiți în pace, vă simțiți hrăniți, susținuți, alintați. Da? Și veți avea parte și de pasiune. Dar, repet, degeaba e pasiune dacă nu sunt și emoții. Se va consuma repede pasiunea respectivă. Iar, trebuie să alegeți. Să mergeți, iar va trebui să mergeți înspre. Cei? Care vă hrănesc sufletul, distracțiile eventual, cei prin exagerat de jucăuși și de pasional, vă vor aduce mai devreme sau mai târziu în acest punct în care vă simțiți hrăniți, pentru că vor fugi. Clarificăm Spânzuratul. Dar e drăguț, Marea Preoteasă și Regele de Cupe. Spânzuratul, te rog frumos pentru gemeni. Aici am zis, este adevărul la care ajungeți. Dacă tot este să selectați ceva și să luptați pentru ceva, luptați pentru liniștea voastră, pentru creșterea voastră, pentru... Da? Și crescând, repet, vă atrageți, cu 8 atrage, vă atrageți. Parteneri armonioși, colaboratori benefici,
Suflete perechi. Spânzuratul, te rog frumos. Multe. Spânzuratul. Probabil că veți avea totuși un vis. Spânzuratul și stea, care vă ghidează către misiunea voastră, care vă ajută să manifestați acel as de cupe, da? Despre care am vorbit mai devreme. Sunt aici cărțile. Hai, spânzuratul. Posibil în viitor va fi o perioadă, iar prea multe, o perioadă în care lucrurile, după o comunicare intensă, lucrurile vor merge iar, vor mai stagna. Dar e o aparentă stagnare, tocmai ca să găsiți răspunsurile în voi, tocmai ca să vă simțiți sufletul și ghidajul. Ia uite, eremitul și marele și spânzuratul, da. Va mai fi. Dar față de cine totuși e tăcerea? Arată norocului. Dar se va schimba această stare. Apare și roata norocului. Va fi o perioadă de amânare, de tăcere, repet, necesare ca să vă înțelegeți și voi și celălalt suflet pereche. Pentru întâlnirea cu acest suflet pereche, pe care posibil îl cunoașteți sau va fi cineva nou, întâlnirea va fi foarte intensă, comunicarea bruscă, rapidă, multe mesaje, bombardament, să zic. Hai mă, dăm pe spânzurat și pe eremit încă o carte. Hai că s-a făcut foarte... Iar am vorbit mult la voi, mai să fie. Și am zis că vorbesc mai puțin, încă o carte pentru final. Hai, așa, 7 de cupe. 8 de monede. Dar trebuie să lucrați un pic cu confuziile, cu opțiunile. De-aia e această tăcere. Va fi o perioadă de tăcere și de amânare la un moment dat. Repet, ca să vă ascultați intuiția și să munciți cu această tendință. Eu asta văd. Și iar, trebuie să munciți un pic și cu mentalul vostru. Nu vă mai faceți griji, ieșiți din frică. Dacă aveți frică, nu puteți manifesta. Rămâne nemanifestat asul de monede. Dar ce e foarte frumos este că totuși, după, mai spre sfârșitul perioadei, eu știu când, apare steaua, magicianul și asul de cupe. Manifestați vindecare, creștere spirituală și dragoste. Și asta e minunat. Sper că v-a plăcut. Stați un sfat, măi. Pentru gemeni. Da, luminați-vă. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine, pa, pa.